Iată-ne în a doua zi din aventura noastră în Iordania. Dis de dimineață, după un mic dejun copios, ne-am pregătit să plecăm departe de capitală pentru vreo 3 zile. Ne-am îmbarcat în autocar și am plecat înspre unul dintre locurile magice ale Iordaniei și creștinismului în general, Muntele Nebo. Pentru cei care poate nu ați auzit de Muntele Nebo, se spune că acesta e muntele de unde Moise a privit spre Țara Sfântă și este și locul unde a și murit. Muntele Nebo are o înălțime de aproximativ 1000 de metri și este deținut de către călugării franciscani. Aceștia s-au ocupat și de partea de cercetare arheologică, descoperind în urma săpăturilor un locaș creștin închinat profetului Moise, locaș ce datează din secolul al IV-lea. De asemenea, au fost găsite și minunate mozaicuri și pietre sculptate, unele conținând inscripții care le datează cu maximă precizie ca fiind realizate în luna august a anului 531. Acum, aceste minunate exemple de artă bizantină și creștine și-au găsit locul sub un acoperământ modern, dar care se confundă foarte bine cu istoria și specificul locului. De asemenea, o sculptură reprezentând toiagul lui Moise străjuiește una dintre locațiile de belvedere, și anume cea care dă spre Israel, în zilele senine, legenda spunând că se poate zări Ierusalimul. Legenda mai spune că în interiorul acestui munte se află îngropat și Sfântul Chivod. Revenind la mozaicuri, nici nu e de mirare prezența lor aici, având în vedere că la nici 10 km departare este orașul Madaba, renumit pentru școala și tradiția păstrată cu sfințenie în arta mozaicului. Așadar, nu puteam pierde ocazia să vizităm și acest oraș minunat, mai ales că în Madaba se află una dintre cele mai importante relicve creștine și istorice. Astfel, am ajuns la biserica creștină ce poartă hramul Sfântului Gheorghe, locul unde s-a descoperit cea mai veche hartă care înfățișează locurile și Țara Sfântă. Este lucrată, cum altfel decât sub forma unui mozaic, și datează din secolul al VI-lea, o hartă completă și surprinzătoare care identifică exact locurile sfinte. Pe ea apar marcate Ierusalimul, Muntele Nebo, râul Iordan și locul unde Sfântul Ioan Botezătorul își ducea misiunea creștină la îndeplinire și, bineînțeles, și locul în care a fost botezat așadar Isus. Lucrătura este impecabilă, iar valoarea ei istorică și simbolică este uriașă. După un prânz excepțional, am urcat din nou în autocar pentru a porni spre destinația care îți vine prima dată în gând atunci când spui Iordania, și anume Petra. Personal, visam la Petra de foarte mulți ani. Au contribuit la asta și cărțile citite în copilărie și finalul uneia din filmele cu Indiana Jones și misterul în care e învăluit acest loc. Petra a fost un vis și chiar dacă am ajuns acolo, rămâne în continuare un loc pe care l-aș vizita iar și iar. Pe înserat, am ajuns în localitatea Wadi Musa, cea care găzduiește intrarea în situl arheologic de la Petra, iar după ce ne-am cazat, am luat o cină excelentă, iar apoi în autocar pentru o atracție turistică numită Petra by Night. Cu inima bătând să-mi spargă coșul pieptului, am pășit pe cărarea care ne duce spre celebrul canion și apoi la destinația finală a atracției serii, și anume trezoreria. Cărarea, semnalizată simplu cu lampioane îngreunate cu nisip și cu lumânări arzând în interiorul lor, mi-a creat o senzație de mister, liniște și pace. Am străbătut canionul luminat doar de acele lampioane și deranjat doar de șoaptele turiștilor și de zgomotul pașilor noștri, și am ajuns în fața trezoreriei scufundată în beznă. Toată piațeta din fața acesteia era plină de lampioane și de turiști care își găseau un loc în întunericul nopții, întuneric străbătut doar de luminile jucăușe ale lampioanelor și de vocea unui povestitor beduin care ne spunea povestea locului, acompaniat de alt beduin care cânta în surdină la unul dintre instrumentele specifice zonei. Acesta ne povestea despre viață, dragoste, istorie, trecut și prezent. Printre noi treceau alți beduini care ne serveau cu ceai, totul în cea mai profundă liniște. Forever.
Sorbeam cu toții cuvintele povestitorului, care acum îmi părea un învățător coborât din negura veacurilor. La un moment dat, ne-a îndemnat să închidem ochii și să visăm, iar când ne-a rugat să deschidem ochii, fațada trezoreriei s-a luminat într-un curcubeu de culori. E greu de descris senzația de bine și de liniște pe care am simțit-o. A fost de parcă eram una cu locul acela, de parcă mai fusesem cândva, cu secole în urmă acolo, iar acum m-am regăsit pe mine în întunericul acelei nopți și ghidat de vocea acelui învățător. Ne-am întors la hotel și somnul ne-a prins în brațele sale și ne-a legănat și ne-a făcut să visăm la zilele ce vor urma, dar lăsând în noi și nostalgia și întrebările fără răspuns, pe care doar o experiență ca Petra by Night le poate stârni.